Dimineața, Vio, ce ai pentru noi astăzi? Neața. Bună dimineața, dragii mei! Începem bursa zvonurilor cu Adela Popescu și Radu Vâlcan, care au plecat în vacanță pentru prima dată fără copii. Ei bine, ei de când au devenit părinți au fost doar în formulă completă și iată că acum au plecat în Croația cu prietenii lor Fodori, așa cum a spus Adela, și știe că va fi o vacanță reușită și speră să se transforme într-o tradiție, citez. Știu sigur că aveam mare nevoie de asta și eu și Radu și mărturisesc că 7 zile pe barcă e ceva la care visez de mult. E prima vacanță ce sper să fie atât de frumoasă încât să se transforme în tradiție. Da, și eu de asemenea mai spuneam în această postare, firar să fie de treabă, sunt leșinată după ăștia mici, încă mă simt legată umbilical de ei. Într-adevăr, cred că este o fericire și o bucurie că pot să-și ia și ei timpul lor și să fie împreună și să-și acorde și ei timp necesar pentru relația de cuplu, care trebuie întreținută, dar într-adevăr bănesc că atunci când ai copii, cum au ei 3 la număr și când sunt atât de atacați și atât de implicați în creșterea lor și când nu pleacă nicăieri fără ei, cred că este foarte greu, nu? O primă vacanță fără copii. Eu sunt supărat că a plecat Fodor pe barcă fără mine. Atunci. Tu ai o problemă. Auzi. Păi cu Fodor, ei au plecat pe barcă. Da, știu, dar da. De obicei Fodor mergea cu mine pe barcă. Ah. Bun. Da, cred că mai vine și septembrie. Credeți că e important așa pentru, sau într-o căsnicie să se întâmple și astfel? În ultimul timp se vorbește foarte des despre chestia asta părinților care trebuie să evadeze la un moment dat, nu știu cât timp. Despre faptul că atunci când apar copii, chiar mai mulți la număr, relația de cuplu suferă. E adevărat. Și sunt foarte mulți specialiști mai nou care spun că, de fapt, relația trebuie întreținută acasă. Trebuie găsite modalități, chiar fără copii, adică să iei, să te duci, pentru că cele 7 zile nu sunt de ajuns pentru o căsnicie sau pentru a salva căsnicia. Acele 7 zile sunt așa o evadare pe care o consum foarte repede. Bine, dar în cazul lor, făcând o paranteză, nu vorbim despre a salva ceva, pentru că la nu salva. Eu spun la modul să întreții, de întreținere, poate mi-am exprimat greșit. De întreținere relația trebuie întreținută zilnic și tot timpul trebuie găsite modalități, pentru că tu degeaba pleci 7 zile într-o vacanță în vară și aștepți vara aia ca disperatul 7 zile să poți să pleci fără copilașii tăi, cel puțin cât sunt mici, primii ani, 6-7 ani. Dacă tu acasă nu ajută cu nimic. Da, oricum te duci acasă și te lovești de aceleași probleme, de aceeași monotonie. Și că acasă trebuie schimbate, de fapt, activitățile. Stau acum și mă gândesc un pic retroactiv și îmi dau seama că generația noastră, în mare parte, eram crescuți de bunici. Și fiind crescuți de bunici, părinții noștri aveau opțiunea asta, cumva, aveau libertatea asta de a merge la muncă, dar totuși de a se bucura de relația de cuplu, pentru că de noi aveau grijă bunicii. Și ai să înțelegi că mergeam la țară la bunici, adică ne făceau părinții pachet. Da, adică asta e 2-3 săptămâni. Tu ai vacanță azi deja erai pachet la... Da, eu, într-adevăr, stăteam cu mamaia mea, Dumnezeu să o odihnească, dar părinții erau la serviciu, nu erau împreună. Seara când veneau, tot împreună eram, că mamaia pleca la ea acasă, noi rămâneam, adică avea grijă de noi, dar în casa mea, în casa noastră. Nu plecam la ea, că era tot în București. Dar, într-adevăr, vacanțele de vară, pentru mulți dintre prietenii mei, cred că 80% din blocul meu, din scara blocului meu, plecau la țară. Și 2 luni jumătate, aproape 3, ei erau la țară, părinții erau singuri aici. Iar Adela Popescu și Radu Vâlcan fac parte din acele vedete care își cresc copiii acolo, foarte aproape de ei. Sigur, au și ajutor, din câte am văzut de fiecare dată, și părinții, și mama Adelei, și oameni din rândul familiei, dar sunt aceia care fac totul alături de copiilor. Nu vor să piardă absolut nimic din creșterea și din evoluția lor. Și atunci bănuiesc că atunci când se ivește o șansă să plece, sigur, sunt fericiți, mai ales că pleacă și cu prieteni, dar le vine greu să se desprindă. Da, dar uite, genul ăsta de vacanță pe care ei o fac acum este genul de vacanță în care nu neapărat poți să iei copii, pentru că e mișto pe barcă, dar e mișto dacă iei tu. Nu poți cu copiii să riști să pleci pe barcă, să stai într-un spațiu atât de mic. Nu, și pe barcă e periculos pentru copii, orice ar fi, orice veste le-ai pune tu. Și dar se întâmplă să vină o furtună sau ceva. Nu e atât de periculos, că eviți o furtună. În fine, tu știi mai bine. Ideea e că ar trebui într-un spațiu atât de mic. Ideea este că ar trebui ca aceste lucruri să se întâmple foarte des, dar aici, în locul în care ei conviețuiesc cu toți 5 sau cât sunt, asta se spune că trebuie găsite modalități ca cei 2 părinți să aibă diversitate, dar aici, nu să trească să plece neapărat, pentru că aia nu ajută foarte mult aceste 7 zile sau 8 sau câte îți rezervi tu o dată pe an. Hai că i-am făcut praf și pe ei. Hai că le dorim vacanța plăcută și mergem mai departe. Vio, te ascultăm cu urmă.